aduc în discuție pe domnul Ovidiu Savu, care m-a încurajat să lucrăm împreună la această evocare a preotului greco-catolic, profesor, doctor, docent Aurel Leluțiu. Sunt emoționată pentru că dânsul a fost nu doar părintele spiritual, ci a fost fratele bunicului meu, astfel încât îl țin minte, am avut 14 ani când a trecut la cele veșnice și sunt bucuroasă să le evoc, mai ales în fața tinerilor. Și vreau să spun că întâi o să fac o mică prezentare cu niște repere istorice, deoarece mi-am dat seama că nu se cunosc nici măcar cei care au citit nu cunosc anumite repere istorice. Deci voi începe cu un pic de istorie, pornind de la citatul binecunoscut al lui Nicolae Iorga, și anume: un popor care nu-și cunoaște istoria este ca un copil care nu-și cunoaște părinții. Ce tragedie să nu-ți cunoști unul dintre părinți. Astfel încât consider că e mult mai ca oricând, mai mult ca oricând, azi avem nevoie să ne cunoaștem părinții spirituali, să ne cunoaștem și să ne recunoaștem istoria, pentru că altfel riscăm să o repetăm într-un fel sau altul, așa cum a spus tot Nicolae Iorga. Din acest motiv am ales această temă și am o datorie de onoare să prezint astăzi unul dintre părinții spirituale ai patriei, aș îndrăzni să spun, dascălul și preotul greco-catolic, cu dublu doctorat obținut la Roma, preotul Aurel Leluțiu. Aș dori să menționez faptul, chiar dacă pare un lucru simplu, faptul că în familia noastră noi chiar așa îi spuneam, părintele Aurel, dânsul fiind, precum am spus, fratele bunicului meu din partea tatălui, l-am considerat totdeauna ca un părinte spiritual și chiar copiii mei cunosc anumite date despre dânsul. Deci s-a păstrat din generație în generație amintirea dânsului. La ora actuală, în locul în care dânsul s-a născut, în Olteț, existând o placă comemorativă plasată acolo în anul 2014. Și o altă motivație a alegerii temei pleacă de la ideea proiectului nostru, și anume proiectul TEL, și anume ideea necesității cunoașterii unor contexte din istoria contemporană a României care au favorizat încălcări flagrante ale drepturilor umane fundamentale. Reamintesc că în Declarația Universală a Drepturilor Omului, noțiunea de demnitate umană este prevăzută chiar la început în articolul 1, aliniatul 1, unde se precizează faptul că demnitatea persoanei umane nu este numai un drept fundamental în sine, ci constituie chiar baza drepturilor fundamentale. Demnitatea umană este inviolabilă, respectarea și apărarea acesteia este obligatorie pentru toate autoritățile publice. Drepturile cetățenești, pe care astăzi nu le luăm în seamă, le luăm de-a gata și ni se par absolut firești, trebuie să știm că ele nu existau în comunism, nu se luau de-a gata. Iar regimul trecut, poate v-au povesti părinții voștri, bunicii voștri, a însemnat pentru români mai puține drepturi, mult mai multe obligații și mai multe limitări. Individul contând mai puțin, atâta timp cât statul punea pe prim plan partidul și forța călăuzitoare. Acest monopol ideologic comunist s-a manifestat prin înlăturarea vechii elite intelectuale și politice și prin încălcarea flagrantă a drepturilor omului. Pe acest lucru am vrut să pun accentul, având în vedere tematica proiectului nostru. Și acum reperele despre care vreau să vorbesc sunt legate, bineînțeles, de Biserica Română Unită cu Roma, greco-catolică, despre care consider că nu prea se știe, nu prea se cunoaște, și aș vrea să punctez câteva lucruri. Este o instituție religioasă înființată la 7 octombrie 1698
prin manifestul de unire semnat de mitropolitul ortodox Anastasie Anghel și de 38 de prototopi din Ardeal. Precizez faptul că acești credincioși români greco-catolici au existat în mod compact și anterior unirii religioase din 1698, mai ales în zona Maramureșului istoric și a Sătmarului. Deci acesta a fost un punct de reper 1700 și începând cu 1700 vorbim, știm, despre începutul școlii ardelene, care eu consider că este legat de Biserica Greco-Catolică, și anume intelectualii au început un amplu proces de emancipare a poporului român prin petiții și memorii adresate fie dietei de la Cluj, fie curții de la Viena. Datorită contextului istoric, în martie 1936, nunțiul, și anume reprezentantul diplomatic permanent al Sfântului Scaun Papal la București, Valerio Valeri, a cerut tuturor episcopilor uniți să transmită mesajul anticomunist al Papei Pius al XII-lea și rezultatul a fost publicarea unor editoriale anticomuniste în presa bisericească. În mod firesc a urmat interzicerea Bisericii Române Unite cu Roma, care a avut loc în anul 1948 în conformitate cu ordinele transmise de către Kremlin. Din acel moment a început un calvar pentru sute și sute de preoți care au refuzat să treacă la ortodoxie și care au continuat să slujească în clandestinitate. Vorbim deci de încălcarea dreptului religios aici, libertatea de exprimare. Ei au fost arestați, torturați și mulți au găsit sfârșitul în închisorile comuniste. Iar cei care au fost scăpați cu viața au fost urmăriți permanent de către securitate, acesta fiind și cazul unchiului meu, urmărit până la sfârșitul vieții, nefiind dovezi, dar se presupune că totuși a fost omorât de către securitate. Ce au făcut ei? Ce a făcut părintele profesor Aurel Leluțiu împreună cu episcopii greco-catolici? A fost coautorul unor memorii și rapoarte către guvernul țării, deci n-au stat cu mâna în sân, au făcut ceva. Au trimis aceste rapoarte și către Sfântul Scaun, le-au redactat în speranța unui dialog cu autoritățile statale pentru dreptul la existența bisericii greco-catolice. Dânsul și-a apărat mereu drepturile, convingerile religioase și nu numai acest lucru, ci a și publicat dreptul omului la demnitate, concepția dânsului despre om fiind exprimat în articolul Suprema Demnitate pe care l-a publicat în ziarul Unirea din Blaj în anul 1943. Ca să reduc totul, a început procesul în 10-17 septembrie 1951 la Tribunalul Militar din București, acest proces fiind unul dintre cele mai mediatizate procese și a purtat numele de procesul spionilor, între ghilimele, spionilor vaticanilor din România. Bineînțeles că la acest proces a fost adus și preotul Aurel Leluțiu. Și a trecut ulterior prin închisorile de la Jilava, Sighet, Râmnicu Sărat, Pitești, Gherla și a rămas statornic în credință. Biografia părintelui Aurel Leluțiu, care s-a născut în Unted. Precizez că acest fișier este în limba engleză, deoarece este lucrarea prezentată la simpozionul de la sâmbătă împreună cu colegul meu, istoricul Ovidiu Constantin SAVU, care m-a încurajat să îl evoc pe unchiul meu și care chiar a luat un interviu, nu știu dacă mai este acel interviu, doamnei Costea, mătușa preotul Aurel Leluțiu. Dânsul s-a născut în anul 1914 în Făgăraș, în comuna Viștea, în județul Brașov, și a decedat în 23 decembrie la Blaj, tocmai pe câmpia Libertății, și a luat aripile și a zburat la ceruri. Dânsul a fost un preot român unit, greco-catolic, al patrulea fiu al familiei Alexandru și Maria Leluțiu,
iar tatăl său a murit în primul război mondial, astfel încât unchiul său, Alexandru Leluțiu, a rămas să îl îngrijească. A, aici era certificatul de naștere. Bun. Tânărul Aurel Leluțiu a urmat apoi liceul la Orăștie, interesant, liceul Aurel Vlaicu, apoi a studiat la Colegiul Național Gheorghe Lazar din Sibiu, fiind proaspăt bacalaureat, la doar 18 ani, datorită chemării sale religioase, este trimis să studieze la Roma. Aici este o fotografie cu grupul de la Roma, în care este și se găsește și cardinalul viitor Alexandru Todea, cu care va deveni și va lega o frumoasă prietenie. Todea s-a întors la Blaj în 1940, în timp ce Aurel Leluțiu va rămâne încă un an pentru a-și lua cele două doctorate, unul în teologie bizantină, iar altul în științe ecleziastice orientale, ambele obținute cu notă maximă, magna cum laude. Aș vrea să precizez că aici știința se îmbină cu religia, deci nu sunt divergențe, ci o convergență foarte frumoasă realizată de unchiul meu. După finalizarea studiilor, se întoarce în țară, este numit profesor de religie la Liceul Sfântul Vasile cel Mare. Aici este o mărturie a certificatului primit de la Roma pentru cele două doctorate, primul și al doilea, se vede data. Se va întoarce în țară la Liceul Sfântul Vasile cel Mare. Iar, da, exact, la Blaj, pentru că de aceea am ținut să precizez despre școala ardeleană, despre ce s-a întors aici, pentru că episcopul greco-catolic Ioan Suciu, îl cunoaștem, l-a numit profesor de filozofie morală la Academia Teologică din Blaj. Exista Academia Teologică din Blaj, specifică și astăzi personalitatea dânsului este studiată în cadrul Academiei. Aici avem o fotografie la masa de lucru. El, de asemenea, aș mai preciza că el a slujit în cadrul unei comunități, a fost director spiritual al comunității Congregației Maicii Domnului din Blaj. Precizez că la acea oră deja era interzis cultul respectiv, deci oarecum lucrurile s-au petrecut în ilegalitate. Bineînțeles că a fost arestat și până în 51 a reușit să se ascundă cu ajutorul probabil a măicuțelor la mănăstirea de la Obreja, lângă Blaj, dar ulterior în 51 este condamnat, judecat și condamnat pe viață. Pentru ce? Pentru convingerile sale. Bineînțeles că nu era vorba doar de dânsul, dar asta e situația la acea vreme. Avem aici biletul, ca să nu vă mai țin, înainte și după închisoare. Aici este, bineînțeles, după închisoare, biletul de liberare de la Gherla, datat 31-7-1964. Se precizează că a fost condamnat pentru crimă de uneltire printr-o sentință foarte clară, deci crimă, a fost condamnat pentru acest lucru, a trecut prin închisorile din Jilava, Sighet, Râmnicu Sărat, Pitești, Gherla. Apoi s-a stabilit la Blaj, unde a săvârșit Sfânta Liturghie zilnic cu participarea unui mare de credincioși. Și bineînțeles că a fost și duhovnic cu mai multor familii de intelectual și se pot spune multe. El tot timpul a dorit totuși un dialog cu autoritățile înainte de a se petrece toate aceste lucruri. Bineînțeles că nu a fost posibil și lucrurile au stat ca atare. Aici avem biletul cu care el dorea să vină chiar la noi în Brașov, dar din păcate a suferit un infarct miocardic. Mă rog, anumite surse spun că a fost otrăvit. Acum,
Nu s-au făcut demersuri, nu știm. Avem anumite informații, dar nu putem ști cu exactitate. Crezul său a fost acesta, the human being's supreme dignity consists in love. Deci a mers foarte mult pe ideea de a-ți iubi aproapele, cu toate că față de dânsul a fost foarte aspru mereu.